Yes, I have a massive dick. Bine să vedem ce a întâmplat pe mașină, nu mașina în tomberon. Și eu am fost în închisoare odată. Hell yeah. Vă salut de dimineața asta minunată, m-am trezit la 5.33, ca în fiecare zi de fapt. Nu știu de ce 5.33, pentru că nu pun ceasul, doar mă trezesc. Probabil este partea aia responsabilă de mine care zice move your ass, ai bani de făcut, ai muncă. Și mă trezesc, toate că e sâmbătă. Oricum, astăzi ne întâlnim cu prietenul meu, avocat Hayden, care are un minunat Lamborghini Huracan și care a comandat piese. A comandat jante, a comandat evacuare și va comanda mai multe chestii pentru că a zis Zedicu, ce zici, nu vrei tu să modifici mașina? După gustul tău. Și am zis, da frate, rezolvăm. Și asta facem astăzi. Mamă, deci jantele au ajuns acum, cred că 3 săptămâni. Și omul până astăzi n-a reușit să le monteze, pentru că este foarte ocupat. Aici oamenii sunt setați pe muncă, pe făcut bani. Și el spune că banii nu dorm niciodată și trebuie făcuți. Sunt fan coupons, tu trebuie doar să te duci și să iei. Are dreptate. Deci până la urmă, dacă vrei să faci bani, trebuie să te duci să iei, nu o să vină banii la tine. Și de-aia muncește non-stop și este în drumul lui spre succes. Are planuri foarte mari, mi-a zis că vrea să intre și în politică într-un final și să ajungă președintele Americii. Asta înseamnă să ai obiective atât de tâmpite și atât de mari încât cerul e limita. Și asta îmi place aici, pentru că, frate, mă motivează lumea. Cu oricine te întâlnești, cumva ei sunt setați, au obiectivele lor, nu stau și așteaptă, nu olăle, nu încearcă să facă mișmașuri, să excrocărească lumea, ei vor doar să evolueze și să facă bani. Poliția în spate, de-aia am lăsat asta jos. Că, bine, am geamurile negre, nu cred că vede, dar nu vreau să risc să mă oprească cineva aici, pentru că chiar n-am chef să fiu oprit de poliția americană. Tocmai ce-mi dat seama că imaginea este foarte supraexpusă, îmi pare foarte rău, dar am vorbit atât de bine încât nu vreau să mai repet asta. Deci scuzați calitatea. Huracanul este chiar în fața mea, l-am luat de acasă și ne îndreptăm spre Black Horse Automotive, unde mi-am montat și eu jantele la M3. Pentru că fac o treabă foarte bună, mamă, oamenii se mișcă foarte lent, dar măcar livrează o treabă bună, deci nu zgârie jantele și asta contează până la urmă. Nu poți să le ai pe toate, nu poți să fie și rapid și bine, nu poți să fie și ieftin și bine, ori e rapid și prost, scump sau ieftin și prost și rapid sau lent, scump și bine. Și asta facem. Mamă, sunt foarte pompat pentru că vorbim de primul Huracan, primul Lamborghini din America cu jante de performance. Ba nu, am mai vândut mai multe jante și prin New York, și în LA, Los Angeles și acum și în Miami. Deci toate trei piețele principale, în toate trei există câte un Lambo cu jante de la băiatul. O să fac și un mic interviu cu el, pentru că este un om foarte interesant, să vă povestească un pic, pentru că este avocat și el se ocupă practic cu recuperarea banilor de la asigurări în caz de accident. Deci dacă tu ai un accident și te rănești, te lovești, majoritatea aici au asigurare, life insurance sau asigurare de accident, așa se cheamă, cred. Și de fiecare dată când se întâmplă ceva, tu poți să îți primești bani de la asigurare, dar asigurarea niciodată nu se plătească voluntar, trebuie să-ți iei un avocat sau cel puțin să îți iei un avocat ca să plătească mai mult. Mereu când îți iei un avocat, el poate să-ți obține despăgubiri mai mari decât tu singur. Pentru că oamenii sunt șmecheri, pentru asta au studiat, pentru asta au muncit, să ajungă într-un punct în care poate pot să pună presiune pe asigurări și să-și ajute clienții să câștige mai mulți bani decât singuri. Mamă, omul îi dă pe aici, nu glumă, îl doare fix la banană. Mergem cu 74 de mile în 45, asta înseamnă dacă... Deci aici dacă mergi cu 30 de mile peste, te arestează. Deci te arestează, nu stau la glume. Deci aici te arestează cam des pentru multe chestii, nu-ți fac altceva decât te arestează. Și cumva e interesant că, nu știu, un ban din buzunar dacă ai, îl mai dai, dar să fii arestat, eu n-aș vrea. Pentru că dacă ai, chiar ai bani mulți și nu te interesează că plătești o amendă foarte mare, poți să faci ce vrei, teoretic, nu? Dar dacă ai bani mulți, te arestează dacă faci ceva. Te gândești de două ori dacă încalci legea sau nu, pentru că nimeni nu vrea să intre la pârnaie pentru speeding, pentru viteză prea mare la volan. Voi ce ați face? Ați risca și ați ba picioarele? Vreau să mă distrez, dar intru la pârnaie dacă mă prinde sau
zici, bă, pornaia nu prea am chef să intru. Și eu am fost în închisoare odată, dar n-am fost pentru o ilegalitate sau ceva. Am zburat în Mexic, m-am dus după femeie, să nu faceți asta niciodată, să nu alergați după femei, pentru că e cea mai proastă investiție pe care puteți face. Și ea era poloneză, eu nu, o spun foarte pe scurt, asta a fost în 2006. Ea era poloneză, eu român, și pentru polonezi era, se dădea viza pe loc. Bam, ajungeai în Mexic, îți trânteau ștampile în pașaport și intrai în țară. Mi-a zis, hai vino, leu, că te aștept, nu știu ce, nu-ți trebuie viză, că ți-o dă pe loc. Eu am zis, o, da, hai că vin, te-abia așteptam, eram limbă. Și faza a fost că, cu toate că n-am avut viză, oamenii de la check-in m-au lăsat să zbor, deci asta este inacceptabil, n-ar avea voie să lase pe nimeni să zboare fără viză și știau, dar m-a rugat atât de mult de ei încât omul a zis, bine frate, dacă tu consideri că ești așa, du-te. Și am ajuns după 22 de ore de zbor în Mexic, TF, în Mexico City, și când am aterizat m-a luat direct în primire, bam, la pârnaie 4 ore, am așteptat următorul zbor și m-au deportat înapoi în Europa și nici măcar de unde am plecat, că plecasem din Viena. M-au trimis la Madrid, pentru că acolo am avut conexiunea, transferul, și de acolo a trebuit să mai cumpăr încă un zbor pe banii mei să ajung în Austria. Da, astea sunt experiențele mele de viață care vă sfătuiesc să nu le faceți, pentru că sună mișto să intri la pârnaie, dar nu e. Chiar nu. Nu că a fost periculos sau ceva, dar pur și simplu, chiar și 4 ore este o experiență pe care nu vrei să o faci. Faptul că ești lipsit de libertate, atunci trebuie să dai seama cât de blessed, cât de binecuvântat ești, că ești liber și ești sănătos. Cam astea două lucruri îți trebuie în viață, vă spun sincer, să fii liber, să ai libertate și să fii sănătos. Restul se fac, banii se fac, femeile vin, mașinile se cumpără, dar libertate și sănătate nu te joci cu ele. Hai că mai avem 2 minute și ne vedem acolo. Hai că am ajuns, se pare că e foarte mult loc, adică sunt liberi oamenii și sper că omul nu și-a făcut programare, frate. Deci am zis, ai făcut programare? Nu. De ce? Nu știu. Nu și-a făcut programare, dar cred că o să rezolvăm în relativ scurt timp, cam 2 ore, zic că le avem pe mașină și de-abia aștept să vă prezint. Aici este dânsa, fără modificări, este complet stock, dar o să urmeze, după cum am spus, câteva chestii foarte mișto și sunt foarte mândru de asta, pentru că suntem în America și omul, ghiți ce, are succes în America, nu numai în Europa. Deja a început, am pus jante pe M3, am pus jante pe Huracan, punem acum, mai avem o comandă fermă pentru un Europe 2023, încă 2 M3-uri care sunt in the pipeline și multe altele. Deci, ce să zic, am reușit. Mulțumesc frumos. Boss, no go today, because you only got 2 guys. No go? Yeah. Oh, damn. Yeah. All right, to the car show. Yo, let's go. Deci, după cum ați auzit, nu au timp și mergem la un eveniment de mașini. Ce se poate întâmpla mai mișto sau minunat decât asta, decât faptul că ei nu au timp și noi ne tirăm să vedem niște mașini mișto. Hai să-i dăm drumul, ce să zic. Nu știu unde e, dar o să-l urmăresc pe domnul avocat, așa. Hai că a fost alarmă falsă, eu între timp m-am apucat să mănânc pentru că n-am avut breakfast, care de obicei pe fugă. Deci, fără car show, dar cu jante noi pe Lambo. Mamă, ce bună chestia asta. Voi ce mâncați dimineața? Eu de obicei iaurt, fulgi de ovăz, aici mi-a luat un acai bowl cu oatmeal, mango, banane și alune. Hai că avem și gumele aici, 2.45.30 pe față și 3.25.25.21 pe spate. Avem jantele în față, 8.5x20 pe față și 12x21 pe spate, o să arate demențial. Mașina are deja suspensie, trebuie doar lăsată din suspensie, are KV reglabile, adică arcuri reglabile, cum aveam și eu. Și o să arate absolut top, deci cam atât îți trebuie în principiu. Suspensie, jante, dacă vrei să fii așa mai decent cu tuning-ul, suspensie, jante, o lași frumos, o aranjezi și în principiu ești cam bine. Omul a comandat și evacuare și v-am spus și alte chestii. Deci abia aștept să văd jantele pe ea. Să vă arăt mai întâi ceva aici. Un Porsche minunat care este Kel. Nu știu ce are, probabil a avut un accident. Și au scos afară din el absolut tot. Avem piese pe aici, gaia aici. Da, și asta fac oamenii ăștia aici, repară mașini. Au mereu tot felul de tigă interesante de reparat. Că lumea se bușește aici, lumea conduce ca... Se întâmplă foarte des să bușească, și oamenii chiar au treabă, iată și aici, nu știu ce, este un Ferrari, probabil că cum arată. Avem un Ferrari, avem anvelopele, avem jantele, avem și timp ca să le schimbăm, altceva nu trebuie. Yes, I have a massive dick. What car you drive? No, what I wanted to ask you is, I want to know what was your most expensive case that you won for a customer. We're working on one right now that we just sent a offer for the other side to settle for $12 million. We'll see how that case goes. Let me explain something, because
people back in Europe will not understand. So basically you get the money from insurance companies when people have an accident, they get injured, and they don't want to pay, right? The insurance company don't want to pay. Yeah, I mean, basically here in the United States, we have a very sue-happy culture, right? Exactly. We sue a lot. But at the end of the day, the type of law that I do is injury law. So if someone is injured, the easiest example is car accidents, right? If someone causes a car accident, I represent the person that didn't cause the car accident and represent them victim, right? Yeah, correct. The victim for their injuries, right? Okay. So with the insurance companies here will pay and cover for, you know, the injuries that people sustain. So it sucks because the biggest cases that I have inherently means those are very, very injured clients, right? They got hurt very badly. So like I was saying, that case that we just sent an offer to settle for $12 million, my client is very, very badly injured. So, you know, that's the type of law that I do. I try to find justice for people who are injured or, you know, someone else causes them harm. You know, I've got that case, if we go to trial on it, you know, we're looking at maybe it's worth twice as much as that, $20 million, $25 million. We'll see how it goes. It's a long process here with cases like that are that big. I've settled a couple cases for, you know, $500,000, $490,000. What does it mean a long process? How long does it take usually? Like just rough? I mean, cases like this can take a couple years. Really? Yeah, there's a couple. So there's essentially two sides of a case. There's a pre-suit side handling the case before we ever file the lawsuit, and then there's litigating the case, meaning we file the lawsuit and go through that whole process, which is a long process that there's requirements time-wise on both sides for, you know, myself as well as defense counsel. So yeah, a case like that, and you know, let's say we go to trial and we get a $25 million verdict from a jury, there's always a chance of it going to appellate court, you know, and them trying to fight it, you know, defense trying to fight it. Okay. So it's a little bit of a process, but a lot of cases also settle pre-suit without ever having to file a law. Good. That means you have sometimes cases like now, I don't know, $30 million, $15 million. What is your part of this money? What is in for you in case you win this case? What's your money? Yeah. Well, first off, I like to say my benefit out of it is representing the individual and getting them justice, right? But here in the United States and specifically in Florida, the way that I work is I don't charge my clients any money up front. They're not paying me a retainer. They're not paying me my hourly fee. They're not doing any of that. The only way I get paid is if I actually win the case for the client. It's so different. In Europe, you always have to pay up front. If yeah. you don't pay up front, like whatever he charged, he doesn't do shit. Yeah, no. So we don't charge our clients anything up front. They don't have to pay us an hourly rate, nothing like that. We pay for all the costs up to front, bring so, the case. Okay, yeah, so we pay up front. You have to take money out of your pocket correct. In order to yeah, represent yeah. the customer. Correct, correct. So Florida, though, regulates what we charge, and we charge 33 1/3% if we don't have to file a lawsuit. If we do have to file a lawsuit, we do have to litigate the case. Our fee goes up to 40%. That's a big amount of money, though. Nice. Okay. Thank you so much. Yeah. What else did I want to know? How did you get into like cars? Did you always like cars, or you don't like cars at all? No, I mean, just be honest. I mean, people want to know. Yeah. Growing up here, it's a big car, it's a big car culture, right? It's a status symbol. You know, it's something that as a kid you grow up playing with Hot Wheels, right? So I've always liked cars. You know, recently my answer to that would be I work a lot. Right, I'm working 10-hour oh, days. Yeah, you do. I know. Yeah. This dude is always working. When I try to reach him, he's like working. Yeah. It's 9:00 p.m. working. Yeah. It's in the morning working. Yep. So I'm in the office probably from at least 8 in the morning, sometimes 7:30 in the morning till 8, 9, 10 o'clock at night. You know, my fun in the day is getting in my car and driving to my next meeting or driving to court or driving to, you know, wherever I'm going. So if I get a little bit of fun in my day, in the little bit of time that I have, and I get to experience that through a car like this, you know, that's what I like. Was it always like a dream car for you, the Huracan? Yeah. I mean, I would say a Lamborghini, generally speaking, was always a dream car for me. A goal. Yeah. Goal. That's exactly what it is. It's a goal, you know, and now I've achieved this goal, and of course your eyes move to the next one. Nice. So basically means you are a car guy which works as a lawyer, and recently he added some new name to his portfolio. You are the Lambo lawyer. I'm the Lambo lawyer, yeah. So guys, in case you want to search Hayden on Instagram, we're gonna blend it in. It's the Lambo lawyer. Please hit follow button. He's the best lawyer in Florida, first of all, the best injury lawyer, and he's a nice guy sometimes. Time for some rubber. Hai să ardem niște anvelope pentru că partea originală de pe mașină nu mai are nevoie de ele. Și zis, hai să băgăm niște donuts on burnout aici în spate pentru că de ce nu? Sitting up here on the reel. On the reel? Yeah, okay, I'll go look. And you were looking. How are you? Good.
good. Zed's doing his own videography here today. Okay, you're gonna do the wheels? Yeah. Is there burnout rules over there? Think anybody would care if we go do a burnout and get rid of the rubber? Yeah, go get, okay. I'm being serious. Like, you're gonna do a donut? Yeah, over there. Oh, can I be in it? Yeah, sure. You wanna be inside? I wanna be inside a little. I've never done a donut. I don't know if there's space for donuts, but a burnout for sure. We'll try, we can do a burnout. That fat ass. I love that ass. It makes me miss my Huracan though. Yeah. A little bit. So we are waiting for the key and then we can roll. Can't wait for that. Because it's a rear wheel drive and it's gonna be easy. With the four wheel drive, it's not possible to make donuts. Donuts, yeah, but not burnouts. I made a lot of donuts, so Bogdan, blend it in. That means that you're gonna be a lucky bastard, a lucky guy. All over the place like this bird shit. And there's my bitch. Yeah, he wants to go burn the tires a little bit. It takes like 5 minutes. Okay. Or not even. Go. Mama, nu vrea. Naibii, guy. You think the tune won't let it happen? Because the tune won't even let me rev if I'm not moving. I never tried that in mine because it was all-wheel drive. Can I try it? Try to do a burnout? Yeah. Yeah, for sure. Spin on that one. That was good. Yeah. It sounded good. I don't really know what happens. Let me check. Maybe there is some other settings. Deci nu vrea deloc. Am încercat și eu, am încercat și el. Intră doar în modul ăla. Mamă, nu-mi vine modul ăla. Zi, Bogdane, cum îi spune? Vine mereu cuvântul cruise control. Un pic loc de un donut aici, dar sunt și tomberoanele astea două și mi-e frică dacă încercăm să nu naiba să o bulim aici și nu vreau asta. Bine, să vedem jantele pe mașină, nu mașina în tomberon. Oh, mi-a făcut un pic freza, să mor eu. Am simțit tot aerul ăla, mi-a venit fix în față. You missed it. Așa tati. Așa se face. Poate mi-o dă și mie o tură să fac eu. Vedem, îl întreb. Ce urme a lăsat omul? Deja iese. Unul a ieșit acolo, unul a ieșit acolo, unul din spate. Ce caterincă. Americanul nu este obișnuit cu așa ceva, le place. Asta e ceva universal. Oricui îi place. Suntem bărbați până la urmă și ne place când se aud un V10 din ăsta așa aspirat. Top! That's my boy! Now we can put some new tires on. Absolutely. But there is some rubber on it still. There is still some rubber. Sick. That was sick, bro. No, I don't want to change the tires. Too hot. That was great. Did you enjoy it? My first donut. Nice. Nice. Yeah, you are now not the Lambo lawyer, but the tire destroyer. You excited? Oh yeah, I'm excited to see. This thing needed bigger wheels, dude. I can't even believe they let it come from the factory with this size. Yeah, I don't understand either. But should they also lower it now or not yet? If they can, yeah. If they have the key. Yeah. You have the keys for the KW suspension to lower the car? You don't have it? No. Okay. I think I have it in a car, I'll check. Okay. Oh yeah, I hope that's the right one, I'm not sure. We'll see. Ok, deci aici avem cheia de la KV, suspensie reglabilă. Nu știu că se potrivește, este de la mașina mea. În principiu ar trebui să meargă, dar o să vedem imediat. Ideea e că mașina are deja suspensie KV montată și aș vrea să o lăsăm un pic pentru că arată mult mai bine. Și o să aflăm imediat dacă se potrivește sau nu. Pentru siguranță, ei întâi scot prezoanele, n-am mai văzut asta niciodată. Deci bagă două șuruburi. Ca în momentul când acum scoate janta să nu distrugă frânele, pentru că frânele ceramice costă 15-20.000 de euro și nu vrea nimeni să plătească asta. N-am mai văzut niciodată, mi se pare absolut genial. Deci Black Horse Automotive, aici au pus două chestii. În momentul când scoate roata nu are cum să distrugă nimic aici, pentru că e sigur.
Oh yeah. Oh yeah, that looks insane. I love it with the rivets, the bolts exposed. Yeah. Sick. How is that? Is it heavy? Nah. Shouldn't be. No, it's not at all. Should be like 20 pounds, 22 pounds. Congratulations, bro. Yeah, nice man. Choice. Excited. There's the ZP Forged one, completely black. We have a gloss black center, gloss black lip, black hardware. And you said you're going to black out the calipers as well. So yeah. We're going to have a satin black car because you're going to put PPF on it with gloss black wheels and black calipers. That means everything like Batman. Batman. That's exactly what I'm going for. One to this? No. Oh, that. Talk about the ass. Talk about that ass. Yeah. Who's happy? Who's happy? I'm who's very laughing? Happy. Yeah, these are way better. Deci acum se vede, sunt un pic ieșit în afară. Am calculat asta intenționat pentru că în momentul când o să o lăsăm, o să își facă geometria, deci practic o să-și facă camberul și jantele intră un pic în interior și să fie exact perfect, o să fie fix la linie, nici prea ieșit în afară, nici prea înăuntru, exact cum trebuie, ca la mașina mea, pentru că am experiență cu ea și știu ce trebuie făcut la ea. Pe față nu se schimbă nimic, chiar dacă o lăsăm mai jos, camberul nu se schimbă, doar pe spate și de-aia am calculat-o pe spate un pic ieșit în afară. Încă un client fericit și eu sunt fericit și acum plecăm să mâncăm ceva pentru că n-am avut timp. Deci am mâncat mai devreme, dar a fost doar un mic dejun și acum mâncăm un mare mic dejun. So we stopped at the car wash basically and saw something really interesting that caught Hayden's attention, so we thought we're gonna check it out. But before I tell you guys, I'll just turn the camera around so you see that the V8 engines, a shitload of V8s all over the place. There we go. Oh, and the V12 in between. That's the sickest one, actually. I love it. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And I saw there was another one inside the building. So we're gonna walk over there and check it out. They look like they've been through some fucking mud. Yeah, did you ever sit inside or did you ever like experience it? Yeah. It's actually ultra they're sick. They're taking these things off. It's so crazy. Yeah. It's so sharp. Imagine you hit a pedestrian with this car. Crazy. I don't imagine that we will ever have them in Europe. Oh, that's a Tesla dealership. Smart ass. Ce părere aveți de chestia asta? Este un Bronco, Ford Bronco, dar versiunea Raptor, adică ceva foarte puternic. Mi se pare că are ceva extra dotări. Jantele clar sunt diferite. Culoarea îmi place foarte mult. Pare absolut genial. Dacă stai în America, trebuie să ai neapărat un truck. Aici vedeți și... Oh, good energy. Oh, yeah. You Russian? A Romanian. Romanian, okay. Yeah. Good energy. Nice to meet from? You. PF. Oh, nice. Yeah, you Romanian too? No. Oh, okay. Am adus un pic mașina la spălat pentru că e foarte, foarte murdară. Uite aici, se vede foarte bine la jante. Sunt super jigoase. Și am zis că dacă tot am schimbat jantele de la Lambo, să le și spălăm să arate bine și după aia mergeți pe pământ. Ok, așa, pentru că e foarte frumos și... Așa se termină o zi minunată aici în Florida, o să mergem cu barca și vă luăm cu noi. Hai să-i dăm drumul. E absolut minunat, nu e nici prea cald, nici prea frig. Au părut un pic de nori, dar e fix ce trebuie. Câteodată e prea cald, câteodată bate vântul, acum e perfect. You excited? Always. Are you having a good time? Always. Always?
never not having fun. We've had an eventful day. We've done everything. Yeah, especially with the wheels. We need to celebrate that. You fit perfectly there in your beautiful Miami blue shirt. Miami blue shirt. Miami blue. You have stairs. Why do I need stairs if I can jump? I have not seen a manatee in a very long time, actually. Are they cute? No, they smell. I don't care about the smell, but my dog smells really bad, but no, I still love them. No, manatees smell so bad. They're called the cow of the sea. So the they, cow? Yeah, but yeah, I see manatees, like, you know, in the bay. In yeah, Naples. You do. You'll see them oh, there. Yeah, all the time, but I've never noticed that they smell. They taste like Wagyu. No way. Stop that. They're not fake. You see those houses are amazing. Especially this one is brand new. I used to love it. Work hard, play hard. Deci oamenii se distrează cu mașini, pe bărci. În restaurante se respectă și savurează, practic. Dacă tot muncești, trebuie să și trăiești. Despre asta e vorba, eu am ieșit, sper că v-a plăcut acest vlog și mă bucur că ați fost alături de mine. Ne vedem în următorul, sper să mai montăm un set de jante pe vreo mașină pe aici și vă iubesc și vă pup. Ne vedem în următorul vlog, eu am ieșit.